E foarte clar că această perioadă va schimba multe în industria muzicală. Știu că glumeam, am mai spus într-un interviu, că în această perioadă a teoriilor conspirației, vă dați seama ce mină de aur ar fi fost dacă în urma pandemiei și a panicii și a, cum să spun, izolării, s-ar fi reușit să se interzică complet și de acum încolo și pentru totdeauna spectacolele live. Ar fi fost o mină de aur pentru industrie, pentru că în momentul respectiv, dacă totul ar fi rămas doar pe net și pe radio, vă dați seama că nu ar fi cântat decât cine trebuie să cânte, ce trebuie să cânte și încasările ar fi mers cu siguranță acolo unde trebuie. Live-ul permite existența unor artiști independenți, care nu fac parte nici dintr-un sistem, care nu sunt afiliați la nicio casă de producție. Și din punctul ăsta de vedere e o independență. Dacă nu se va păstra, va fi foarte dificil, iar e clar că lumea muzicală va fi schimbată, pentru că ca în orice chestie controlată se va ajunge absolut la un cenușiu și la o plafonare. Gândiți-vă, pentru cei care mai știu, ce însemna economia planificată din timpul socialismului. Eșec. Arta nu poate trăi decât prin experiență și chiar, cum să zic, prin greșelile experiențelor și prin eșecuri. Asta este dezvoltarea noastră.